Campionatul național feminin de volei al cadetelor, întrecere rezervată echipelor având în componență jucătoare cu vârsta de până la 17 ani, are 7 serii la nivelul întregii țări, iar sezonul competițional 2014-2015 și-a consumat până acum 8 dintre cele 10 etape ale primei faze, care se derulează după sistemul tur-retur. Echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea joacă în seria D împotriva formațiilor similare din Târgu Jiu, Târgoviște, Sibiu și Craiova. Din postură de ocupantă a locului 4 în grupă, vâlcencele pregătite de profesoara Nicoleta Mărgărit au primit vizita ultimei clasate, echipa Clubului Sportiv Școlar Târgu Jiu, cu antrenorul Vlad Popa în calitate de principal. Formația gazdă, acum în plan apropiat, era hotărâtă să facă uitată înfrângerea suferită în precedenta etapă de la Craiova și, chiar dacă unele dintre componentele echipei au avut ceva probleme de sănătate, vâlcencele s-au impus cu 3-0, chiar dacă în ultimul act formația oaspete a fost la un punct să își treacă în cont setul respectiv. Înainte de toate a fost o partidă la care am avut emoții pentru faptul că fetele sunt unele după viroză, altele în plină desfășurare a virozei, cum e cazul Elena Văduva, pentru care astăzi însă am numai cuvinte de laudă, pentru că a dovedit că într-adevăr este un copil talentat, pentru că talentul înseamnă înainte de toate și dăruire, pasiune, ambiție și dorință de a te dărui, de a ști pentru ce joci și pentru cine joci. Și țin în mod deosebit să o felicit pe Elena. Alături de ea remarc pe Alina Blăgan și pe Naid Luican, care au contribuit decisiv la obținerea victoriei, iar pentru setul 3, o notă în plus iarăși îi dau Ștefaniei Pomană, care ne-a ajutat foarte mult cu seria aceea de servicii de excepție cu care am punctat. Dacă starea de sănătate a fetelor n-ar fi fost una deficitară, cu siguranță am fi avut o partidă mult mai la îndemână, mai lejeră, cu mai puține greșeli, dar până la urmă punctăm victoria. A fost foarte frumos, pentru că am încercat să joc cât am putut. A fost o experiență foarte plăcută, toate ne-am dat silința, mă bucur foarte mult că am câștigat și ne dorim încă o dată victoria pentru următoarele două meciuri să ajungem în semifinale. Dacă jucam mai bine era mult mai ok și dacă nu lăsam atât de multe puncte să fie la ele. Referitor la echipa gazdă, ca întotdeauna prestația a fost la nivel înalt și le urez felicitări în continuare jucătorilor din Râmnicu Vâlcea. În ceea ce privește formația din Târgu Jiu, orice meci este util pentru o echipă aflată în formare, iar progresul este evident, fapt dovedit în setul al treilea, atunci când elevele antrenorului Vlad Popa conduceau cu 24-23. A fost un meci destul de dificil pentru noi, prin prisma faptului că nu prea avem pregătire centralizată și experiența am căpătat-o pe parcursul turneelor. A fost și dificil din punctul de vedere că o fată tocmai ce am avut-o accidentată fiind operată și totuși sunt foarte mulțumit de fete și de prestația lor și consider că în viitor vor câștiga valoare. Am avut minge de set, dar încă o dată, cum am spus, lipsa de pregătire centralizată, lipsa meciurilor de verificare s-a făcut simțită prezența, fetele fiind oricum cu un an mai mici decât vârsta de joc și aici s-a văzut și psihicul mai slab al fetelor. Dar sperăm că pe parcursul turneelor vom mai căpăta experiență și vom fi mult mai sus. Până la finalul returului acestei prime faze din campionatul cadetelor, echipa din Râmnicu Vâlcea mai are de disputat un joc în deplasare și unul pe propriul teren în sala Capela. Ne mai așteaptă încă două partide, o întâlnire dificilă la Sibiu în compania ocupantei locului întâi și în ultima etapă echipa din Târgoviște, în fața căreia avem datoria să ne luăm revanșa. Sper că până atunci, mai avem o lună de zile și sper că până atunci să fim în formă maximă, atât ele cât și eu, pentru că nici eu n-am fost ferită de această gripă și să putem să oferim publicului vâlcean un spectacol sportiv de calitate. Echipa de cadete a Colegiului Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea va juca din nou în fața propriilor suporteri, chiar în debutul calendaristic al primăverii, partida contra vecinei de clasament, CSS Târgoviște, fiind programată la 1 martie.